În perioada următoare, pompierii gorjeni vor efectua acțiuni de prevenire în cadrul operatorilor economici, cât și în localități, pentru a îndruma să-și curețe coșurile de fum, precum și să-și verifice instalațiile de încălzire pentru a fi pregătite în perioada de iarnă. Acest lucru vine și după ce în luna ianuarie acestui an, în orașul Rovinari a avut loc o tragedie. 6 copii împreună cu tatăl lor au fost găsiți fără viață după ce s-au intoxicat cu gaz provenit de la centrala termică la care ar fi existat o improvizație. Pentru a evita astfel de tragedii, pompierii recomandă tuturor gorjenilor să-și ia măsuri de precauție. Sfatul pentru cei care stau la casă, să-și ia măsuri pentru curățarea, în special a coșurilor, să ia măsuri pentru depozitarea materialelor combustibile pe care folosesc pe timpul iernii, majoritatea fiind folosesc centrale sau sobe, aceasta să păstreze o distanță față de construcții și de asemenea un alt pericol reprezintă jarul sau cenușa rezultat în urma arderii, aceasta trebuie să fie depozitată la o distanță față de casă și în butoaie special amenajate, astfel încât să preîntâmpinăm apariția unui incendiu. Anul acesta, pompierii militari au intervenit pentru stingerea peste 470 de incendii, din care 170 înregistrate la case de locuit și anexe gospodărești.